Suntem din nou în direct. De mâine, pensionarii din București pot depune cererile pentru obținerea ajutorului pentru ochelari. Cine se încadrează pentru obținerea acestui ajutor de la primărie și ce acte trebuie să depună? Aflăm chiar acum. Stăm de vorbă cu doamna Alexandra Dobre, care este directorul Centrului pentru Seniori din Primăria Capitalei. Bună dimineața, bine ați venit la Antena 3. Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Proiectul Lumina Ochilor, cea mai importantă, începe chiar mâine și sunt sigură că foarte mulți oameni de-abia așteaptă să vadă ce acte trebuie să depună, ce condiții trebuie să îndeplinească. Sigur, mâine încep înscrierile pentru acest proiect, de mâine se pot depune documentele. Este foarte important de precizat, înainte să vă spun care sunt aceste documente și ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii, ca oamenii să știe că acest program se desfășoară permanent. Deci el vine în urma unei hotărâri de Consiliu General, numărul 382 pe 2018, la inițiativa doamnei primar general, Gabriela Firea, și este un program care se desfășoară permanent. Deci nu este un număr limitat de locuri. Adică nu înseamnă că dacă nu ajung mâine, nu mai pot veni. O precizare extrem de importantă, că de obicei oamenii se înghesuie în prima zi să depună, să nu cumva să rateze. Așa este și din păcate sunt nevoie să stea la rând, să aștepte și e neplăcut. Tocmai de aceea nu vrem să-i punem inutil pe drumuri pe oameni, mai ales că vorbim despre persoane de vârsta a treia, care se deplasează greu, care nu mai au aceeași răbdare. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii? În primul rând, aceștia trebuie să aibă vârsta minimă de 50 de ani, așa este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare al instituției, care și el a fost votat de Consiliul General în momentul înființării acestui centru pentru seniori acum un an de zile. Totodată, aceștia trebuie să aibă reședința sau domiciliul în municipiul București de minim 5 ani de zile. Trebuie ca pensia sau veniturile cumulate din pensii să nu depășească valoarea salariului minim net pe economie, adică 1.162 de lei, ceea ce înseamnă că dacă au și cu un leu mai mult, din păcate nu se încadrează în acest program. Mai mult decât atât, trebuie ca ochelarii să fie achiziționați începând cu data de 2 august 2018. Asta este foarte important de precizat pentru că acest proiect de hotărâre a intrat în vigoare pe 2-a 8-a. Acesta funcționează exact ca o lege, deci nu poate fi aplicat retroactiv. Adică, dacă oamenii și-au achiziționat ochelarii de vedere pe 1-a 8-a, de exemplu, nu se pot încadra, pentru că la data de 1-a 8-a, practic, din punct de vedere juridic, acest proiect nu își producea niciun efect. Dar deci dacă nu exista. Dar dacă și-au cumpărat pe 2 august, pot veni cu documentele, pe 2, cu pe 3, chitanțele, cu tot ce au? Vin cu următoarele documente. Ei trebuie să depună un întreg dosar care conține o cerere tip. Această cerere tip poate fi descărcată deja de mai bine de 2 săptămâni de pe site-ul instituției www.csliniuta-mb.centruseniormunicipiubucuresti.ro. Poate fi completată inclusiv la punctul nostru de lucru unde se vor depune aceste dosare cu ajutorul meu și al colegilor mei. Punctul de lucru fiind pe Bulevardul 1 Mai, numărul 28, în zona Drumul Taberei. Deci doar acolo pot veni, nu în altă parte, nu la Arena Națională, nu pe Constantin Mile, unde am mai desfășurat alte proiecte. Deci doar pe Bulevardul 1 Mai, numărul 28. Trebuie să vină cu o copie conformă cu originalul după cartea de identitate sau respectiv buletinul de identitate. Trebuie să depună o copie conformă cu originalul după talonul de pensie cu o lună anterioară depunerii cererii, pentru că acolo se vede, astfel fac dovada venitului, practic. Trebuie să vină cu un extras de cont din care să reiasă numele beneficiarului, pentru că acești bani se virează în contul beneficiarului, nu se pot da cash în mână, practic. Iar dacă oamenii doresc să depunem bani în contul unui terț, adică nepot, copil, vecin, trebuie să vină cu o puternicire notarială. Poate părea un proces greoi, dar discutăm despre fonduri publice și acești bani trebuie cheltuiți într-un mod foarte transparent și foarte bine justificat. A spus că nu există o limită, nu acordăm ajutor pentru un număr limitat de pensionari. Există cam câți pensionari sunt în București? În București, da, în București sunt 467.000 de pensionari în momentul de față.
conform statisticilor și există cumva un număr limită în ce sens? În sensul în care proiectul se adresează, repet, celor care nu depășesc veniturile de 1162 de lei. Cât sunt cei care poartă ochelari? 246.000 de pensionari nu au venituri mai mari de 1162 de lei net, iar noi am estimat undeva la 200.000 dintre aceștia care vor beneficia. De ce? Pentru că unii poate încă nu au probleme de vedere, poate nu vor, poate au deja. Iarăși este important de precizat faptul că aceștia au la dispoziție 90 de zile calendaristice de la achiziționarea ochelarilor de vedere pentru a depune documentele. Și foarte important din nou de precizat este că noi nu am limitat, nu am restricționat în niciun fel operatorii economici. Deci ei pot merge oriunde să-și facă ochelarii de vedere. Rugămintea noastră de fapt este stipulată în regulament, faptul că trebuie să vină cu o factură fiscală de unde să reiasă numele acestora, însoțită de bonul fiscal ștampilat sau de chitanță. Deci trebuie un pic de atenție la întocmirea dosarului, trebuie să strângă toate hârtiile, toate documentele. Mulțumesc foarte mult, doamna Alexandra Dobre, mulțumesc, de la Centrul pentru Seniori al Municipiului București. De mâine dimineață începe programul prin care puteți obține ajutor pentru ochelari, 250 de lei. E o sumă importantă pentru foarte mulți pensionari. Găsiți mai multe detalii chiar pe site-ul pe care